Zilele trecute am descoperit un articol semnat de publicistul și scriitorul George Hodorogea, care m-a impresionat profund. Partidul Comunist Român, PCR, a fost un partid politic creat în anul 1921, ca rezultat al scindării ramurii bolșevice de extremă stângă de Partidul Socialist. În România interbelică, PCR a fost o mică organizație politică ilegală, subordonată Cominternului și implicit Uniunii Sovietice, care a susținut ideologic Revoluția Comunistă. Partidul Comunist și-a început ascensiunea la putere în România după actul de la 23 august 1944. La care a participat în calitate de membru al Blocului Național Democrat. Apoi, conform strategiei staliniste și cu sprijinul trupelor sovietice, PCR și-a eliminat treptat adversarii. După abdicarea forțată a regelui Mihai I, în urma loviturii de stat de la 30 decembrie 1947, s-a instaurat Republica Populară Română. Între 1947 și 1989, PCR a fost singurul partid politic oficial care a activat pe scena politică din România. În articolul 3 al Constituției României din 1965, PCR era numit forța politică conducătoare a întregii societăți din Republica Socialistă România. Sub conducerea PCR, în România a fost instaurată dictatura proletariatului. În economie s-a instituit dirijismul, societatea civilă a fost alterată de principiile dictatoriale ale PCR, iar cenzura a inhibat libertatea de exprimare. Și totuși, oricare ar fi judecata istoricilor în viitor, este astăzi evident că, globalmente vorbind, experiența comunismului pentru români a fost traumatică. În economie a înlocuit spiritul întreprinzător cu controlul centralizat. În politică și viața socială a înnecat societatea civilă în instituții fără integritate. În viața intelectuală a sufocat libera expresie a spiritului uman și, cel mai grav, a adus prejudicii incalculabile moralei colective prin proliferarea legilor, dar disprețul pentru lege. Spunea despre acest partid istoricul american, membru de onoare al Academiei Române, Keith Hitchens. În mai 1921, aripa de extremă stângă a PSDR, profitând de faptul că majoritatea liderilor socialiști erau în pușcărie și în incapacitate de a-și exercita funcțiile, a votat pentru transformarea partidului în Partidul Socialist Comunist, redenumit apoi Partidul Comunist din România, PCDR. Primul secretar general a fost Gheorghe Cristescu, de meserie plăpumar. Printre membrii inițiali s-au aflat însă și numeroși intelectuali de valoare, precum Lucrețiu Pătrășcanu sau istoricul Petre Constantinescu Iași. Actul a fost de o importanță majoră, întrucât a dus la scindarea mișcării muncitorești din România pentru următorii 25 de ani. În iunie 1921, adevărații lideri ai Partidului Socialist au amendat hotărârile votate la Congresul din mai și, practic, din acel moment, muncitorimea română a fost reprezentată politic de două partide. Unul moderat ca doctrină, social-democrat reformist, și celălalt revoluționar, Partidul Comuniștilor. Imediat după scindare, nou formatul PCDR s-a afiliat la Internaționala a Treia.
În anul 1924, PCR a fost interzis de guvernul liberal, care l-a acuzat de acțiuni antiromânești după evenimentele de la Tatar Bunar și a rămas în ilegalitate până în 1944. Deși interziși formal, comuniștii au continuat totuși să ia parte la viața politică a vremii prin intermediul unor partide noi. În 1925 s-a înființat așa zisul Bloc Muncitoresc Țărănesc, care era în realitate partidul legal al comuniștilor din România. Blocul Muncitoresc Țărănesc a avut în general aceleași dificultăți electorale ca oricare alt partid mic al vremii, dar cu prilejul alegerilor din 1931 a produs o surpriză uriașă, reușind să adune numai puțin de 73.000 de voturi. Comuniștii vorbiseră chiar de 130.000 de voturi, ceea ce însemna peste 2,5% din voturi și trimiterea a 5 deputați, printre care și Lucrețiu Pătrășcanu, în Parlament. Rezultatul era cu atât mai remarcabil cu cât Blocul Muncitoresc Țărănesc reușise să înscrie candidați în mai puțin de jumătate din județe. La aceleași alegeri din 1931, socialiștii, adică social-democrații, obținuseră și ei aproape 100.000 de voturi, ceea ce înseamnă că partidele muncitorești au obținut împreună aproximativ 6% din voturi. Totuși, politicienii vremii, luați prin surprindere de succesul comuniștilor, au invocat vicii de procedură pentru a-i invalida în bloc pe toți cei 5 deputați comuniști. Singurii care s-au opus acestui act au fost parlamentarii social-democrați. Iar apoi, după grevele de la Grivița, din februarie 1933, Blocul Muncitoresc Țărănesc a fost interzis. Comuniștii au înființat imediat Liga Muncii, dar această formațiune a avut o viață și mai scurtă, fiind interzisă după un singur an. După aceea, comuniștii români au renunțat la orice veleitate de natură politică și s-au mulțumit numai cu activității de propagandă în cadrul unor organizații non-profit, Amicii URSS, Comitetul Antifascist German și altele. Numărul membrilor PCR în perioada interbelică nu este cunoscut cu precizie. Partidul Comunist din România număra cu certitudine în jur de 2000 de membri în 1922, imediat după înființare. Conform anumitor documente ale Cominternului, din anii celui de-al doilea război mondial, documente care infirmă un loc comun de după 1989, cum că partidul nu avea decât vreo 1000 de membri, în ciuda cruntei represiuni interbelice, în România ciuntită încă se mai aflau peste 3000 de comuniști. Alte surse dau numărul membrilor PCR în preajma zilei de 23 august 1944 între 794 și 1150 de persoane. Numărul membrilor este lipsit de relevanță, pentru că, fiind un partid ilegal, PCR oricum nu avea posibilitatea să constituie legal organizații de bază. Reprimarea a fost continuă în perioada 1924 și 1944, chiar și în privința activității amintitului Bloc Muncitoresc Țărănesc. Instanțele judecătorești ale vremii ajunseseră să condamne adolescenți pentru difuzarea manifestelor comuniste. Un autor comunist, Petre Constantinescu Iași, vorbea în 1929 de peste 400 de deținuți politici. În preajma zilei de 23 august,
aproape toți liderii comuniști și o mare parte a membrilor de partid erau în închisorile regimului Antonescu. Baza electorală a Partidului Comunist Român, care se poate estima după baza electorală a blocului muncitoresc țărănesc, era mai mult în Ardeal și Banat, regiunile cele mai industrializate ale României, și din această cauză, PCR avea un pronunțat caracter multietnic, românii reprezentând mai puțin de un sfert din membrii săi în 1930. Distribuția pe naționalități era maghiari 26%, români 23%, evrei 18%, ruși și ucraineni 10%, bulgari 10%. Victime ale marii epurări din URSS au căzut și 19 înalți funcționari ai Partidului Comunist din România: Ecaterina Arbore, Imre Aladar, Ioan Dic Dicescu, Teodor Diamandescu, Alexandru Dobrogeanu Gherea, Elena Filipovici, David Fabian, Dumitru Grofu, Jacques Coniț, Elek Köblös, Leon Lichblau, Marcel Leonin, Gilbert Moscovici, Alexandru Nicolau, Eugen Rozvan, Alter Zalic, Petre Zisu, Timotei Marin și Marcel Paucăr. La 23 august 1944, Partidul Comunist din România a participat alături de Regele Mihai, de Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat Român la înlăturarea regimului pro-german al mareșalului Ion Antonescu, România intrând în sfera de influență sovietică. Reprezentanții ai PCR au intrat în guvern, Consiliul de Miniștri, începând din 6 martie 1945, când, ca urmare a presiunilor sovietice, s-a format guvernul condus de Petru Groza, guvern în care PCR, secundat de partidele satelite, deținea toată puterea. Partidul Comunist a participat la guvernare începând cu guvernul format după lovitura de stat organizată de Regele Mihai la 23 august 1944. La Ministerul de Interne a fost numit Lucrețiu Pătrășcanu, singurul civil din cabinetul regelui, în guvernul Sănătescu, 23 august, 3 noiembrie 1944. Asta la insistența sovieticilor, care voiau să se asigure că efortul lor de război nu este subminat de probleme legate de ce se întâmplă în spatele frontului. Puterea a fost încredințată definitiv reprezentanților PCR ca urmare a alegerilor din noiembrie 1946. Oficial, formațiunea politică din care făceau parte comuniștii, blocul partidelor democrate, a câștigat alegerile cu o largă majoritate, ceea ce le-a permis să domine adunarea deputaților, să formeze singuri guvernul și să își impună politicile pentru următorii 43 de ani. Trebuie spus însă că victoria a aparținut Partidului Național Țărănesc, dar în urma unor fraude imense, sub protecția armelor sovietice, Partidul Comunist și coaliția din care făcea parte au fost declarați ilegali câștigători. La 30 decembrie 1947, Regele Mihai a fost forțat să abdice, iar România a fost proclamată Republică, Republica Populară Română. În 1948 s-a realizat fuziunea dintre PCR și PSDR, noul partid numindu-se Partidul Muncitoresc Român, PMR, devenit totodată partidul politic unic în statul român. În 1948, la 11 iunie, a avut loc naționalizarea principalelor mijloace de producție,
adică etatizarea societăților comerciale mari și mijlocii cu capital privat. Primul pas major spre desființarea proprietății private. În același an a fost reformat învățământul, introducându-se gratuitatea ce avea să fie generalizată la toate nivelurile în anii următori. A fost extinsă durata învățământului obligatoriu și introdusă gratuitatea manualelor școlare, obiectivul principal fiind eradicarea analfabetismului, care afecta circa 80% din populație. În 1949 a început marea campanie a cooperativizării agriculturii, prin care țăranii au fost forțați să se asocieze în gospodării agricole colective, ulterior redenumite cooperative agricole de producție. Proprietățile agricole transferate direct în patrimoniul statului au avut denumirea de întreprindere agricolă de stat, IAS. În primii ani însă, organizarea cooperatistă agricolă se făcea în așa zisele întovărășiri, gospodării agricole colective fiind denumirea ulterioară. În această perioadă sunt create închisorile politice. La începutul anilor 50, s-a desfășurat o luptă pentru putere în interiorul conducerii comuniste din România, pe care a câștigat-o Gheorghe Gheorghiu Dej, devenind, cu acordul Kremlinului, liderul suprem al Partidului Muncitoresc Român. A reușit să își mențină această poziție până la moartea sa, survenită în martie 1965. Modelul de construcție socioeconomic de tip sovietic, aplicat sistematic, a însemnat naționalizarea industriei, cooperativizarea agriculturii, etatizarea unei mari părți a fondului locativ și electrificarea țării. În anul 1965, partidul redenumit PCR întrunea 1.400.000 de membri, adică 7% din populația României. După model sovietic, s-a trecut la planificarea economiei, elaborându-se așa numitele planuri cincinale. Strategia planificării economiei avea la bază viziunea economiei naționale ca o corporație unică și trecerea de la economia preponderent agrară la economia preponderent industrială. Industrializarea a implicat strămutarea la oraș a unui segment important al populației rurale, un efort de urbanizare, simultan cu creșterea nivelului de școlarizare și pregătire profesională. Perioada anilor 50 a fost marcată pe plan politic de ceea ce a fost definită de însuși limbajul ideologic comunist ca lupta de clasă, încadrată în regimul politic al dictaturii proletariatului. Aceasta a însemnat consolidarea continuă a unui sistem de guvernare și organizarea societății în chip totalitar, partidul politic unic, comunist, tinzând să controleze și controlând societatea pe toate planurile. La 24 iulie 1965, Partidul Muncitoresc Român și-a schimbat numele în Partidul Comunist Român. Nicolae Ceaușescu, devenit prim secretar al PMR în iunie 1965, a vrut să demonstreze simbolic ruperea cu trecutul și orientarea politicii României, dar și renunțarea definitivă la orice pretenție doctrinară social-democrată, prin consfințirea înglobării social-democraților în rândul comuniștilor. Sub conducerea lui Ceaușescu s-au accentuat tendințele autonomiste față de URSS, evidențiindu-se în acest sens relațiile bune cu comuniștii chinezi, aflați în relații ostile cu sovieticii,
condamnarea invadării Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varșovia în august 1968, dar și apropierea și colaborarea cu țările occidentale, această politică fiind inițiată încă de pe timpul lui Gheorghiu Dej. În anul 1974, Partidul Comunist Român întrunea 2,5 milioane de membri, adică 11,5% din populația României. În anul 1989, PCR avea 4 milioane de membri, 18% din populația țării, calitatea de membru de partid fiind o simplă formalitate golită de conținut, pe care oamenii o îndeplineau doar pentru a putea profita de ceea ce le putea oferi societatea acelor ani: funcții de conducere în întreprinderi, grade universitare și multe alte poziții importante care necesitau ca aspirantul să fie membru de partid. Dacă sunt luați în considerare membrii UTC, precum și informatorii și activii securității statului, se poate considera că România devenise sub Ceaușescu una dintre cele mai comunizate țări. Partidul Comunist Român a ajuns să fie partidul comunist cu efectivul cel mai numeros din țările europene din sfera de influență sovietică. A deținut puterea până la 22 decembrie 1989. După evenimentele din decembrie 89, care au dus la căderea regimului comunist, PCR a fost scos în afara legii și dizolvat prin decret-lege. Deși Partidul Comunist Român a dispus de jure în 1989, noua conducere a României era asigurată în principal de foste cadre superioare de partid, regrupate în Frontul Salvării Naționale, FSN. Deși inițial trebuia să fie o organizație provizorie care să administreze statul până la organizarea de alegeri libere, FSN s-a înregistrat ca partid în februarie 1990 și, deși nu se recunoștea ca atare, a fost văzut drept succesor al fostului PCR, fiind dominat de persoane care până în anul anterior făcuseră parte din eșalonul secund al PCR. În 1991, gruparea comunist-conservatoare a FSN a format Frontul Democrat al Salvării Naționale, PDSN, care apoi a devenit Partidul Democrației Sociale din România, PDSR, în continuare considerat a fi moștenitor al Partidului Comunist Român. Dragi prieteni, mă opresc aici. Îi mulțumesc încă o dată lui George Hodorogea pentru aceste informații. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă doresc numai bine. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, aveți grijă de voi. Pe curând!